своими глазами. Стимați oaspeți, iubiți dascăli, scump părinți și dragi absolvenți, bună ziua! Bine ați venit la ceremonia de absolvire a promoției 2024 din cadrul Universității de Stat Alemu Rousseau din Bălț! În continuare vreau să invit în scenă cu un mesaj de salut și felicitare rectorul Universității de Stat Alemu Rousseau din Bălț, doamna Natalia Gașițoi. Astăzi, familia academică a Universității de Stat Alemu Rousseau din Bălți celebrează promoția anului 2024, cea de-a 78-a promoție a instituției noastre. Dragi și scumpi absolvenți, astăzi celebrăm succesul vostru academic. Celebrăm munca asiduă, perseverența, curajul vostru, determinarea. Apreciem enorm de mult pasiunea pentru domeniul științific pe care l-ați ales. De astăzi sunteți ambasadorii Universității de Stat Alemu Rousseau din Bălți și vă îndemnăm să munciți sârguincios, să fiți onești și să vă dedicați profesiei. Меня зовут Мария Никитина, я выпускница филологического факультета русско-английского отделения. Сегодня пребываю в самых ярких и праздничных эмоциях, ведь 4 года зафиналились очень красиво, прекрасным мероприятием, которое мы с нетерпением ждем. Желаю всем студентам, которые выпускаются в этом году, самых ярких, незабываемых моментов, творческих успехов, прекрасного продолжения обучения. Пускай всех нас ждет успех, и мы станем прекрасными людьми, классными гражданами своей страны и будем счастливы. Mulțumesc, domnul Vadim. Deci, pentru un absolvent, desigur, activitatea aceasta este o activitate enorm de importantă, deoarece semănă o diplomă care are în spate o muncă extraordinară. Dar drumul nu a fost cam ușor, a fost uneori greu, dar cu respectul și susținerea profesorilor, cu perseverența în învățare, am ajuns aici. Îi felicit pe toți cei care își încheie cu succes studiile la Universitatea de Stat Alemu Rousseau din Bălți. Ceremonia de azi încununează anii de muncă și efort academic în care ați obținut noi competențe, ați învățat o specialitate, v-ați pus la încercare convingerile și, bineînțeles, v-ați făcut mulți prieteni. E o zi importantă în viața voastră, a celor 683 de absolvenți. Este o zi importantă în viața părinților voștri, care v-au sprijinit în toată această perioadă și care probabil au trăit emoții mai intense decât voi în timpul examenelor. Sper că sunteți încrezători și optimiști și vă doresc mult succes în planurile voastre de mai departe. Fie că vă veți alege să vă continuați studiile aici, la universitate, sau la oricare altă universitate în țară sau peste hotare, fie că veți alege să vă încadrați în câmpul muncii, să puneți suflet în tot ceea ce veți face de acum încolo. Și vă îndemn să vă continuați calea aici, în Republica Moldova. A fost destul de provocator, a fost destul de totodată și interesant. Așa se spune că destul de multă perseverență și dorință de carte, poate fac fiecare față. Activez ca conducător muzical la instituția preșcolară numărul 1 Florida din orașul Drochia, de 33 de ani și tot am amânat cu studiile și recent, în 2018, am absolvit am depus actele la licență și am hotărât să merg mai departe să fac master. A fost interesant, a fost captivant. Profesorii ne-au dat tot ce au avut.
mai bun și mai practic. Tot talentul, tot profesionalismul care îl posede, noi l-am acumulat cu mare drag, zi de zi. Ori le-au fost și online, noi am fost prezenți permanent și le spunem un mare mulțumesc tuturor profesorilor a Universității Oleg Borisov din Bălți și le mulțumim. Mă numesc Dorina Ciriseu, sunt absolventă a Facultății de Litere la Universitatea de Stat Aleco Ruso din Bălți și sunt una din cei patru șefi de promoție a acestei universități. Nu pot să spun că a fost ușor, dar a fost foarte interesant, cu unele punți pe alături, dar fără greutăți nu reușim nimic în această viață și cred că s-a meritat tot efortul. Cred că cel mai mare sfat ar fi să-și urmeze visurile, să nu renunțe niciodată, să nu lase mâinile în jos și să meargă spre succes, pentru că asta ne va face personalități cu adevărată valoare.